Salut și am găsit la un nou vlog și pe acest canal. Astăzi simulăm 10 sezoane cu Universitatea Craiova aici, unde este Gâlcă, știi că este aici manager la echipă, l-am păstrat pe el. Însă data asta vom face ceva mai diferit, pentru că Universitatea Craiova este în Liga a doua a Angliei, bine, în EFL League 2, acum ar veni Liga a patra, dar e ok, ok. Și ca să trecem Premier League, trebuie să trecem prin Liga 1, clar, Championship și după urmează Premier League, desigur, inclusiv EFL League 2. Și ca să facem chestia asta mai interesant, desigur că avem nevoie de obiective, așa că obiectivele sunt în felul următor. Trebuie să avem o echipă, un jucător sau mai mulți care au ajuns la overall de 99. Trebuie să păstrăm neapărat în primul 11 al nostru măcar un jucător de la echipa originală. Trebuie să strângem în total 20 de trofee. Printre obiectivele principale, aș putea spune principalul, trebuie să câștigăm măcar o singură dată UEFA Champions League și Premier League de două ori. Să vedem dacă reușim. De asemenea, trebuie să avem un jucător sau mai mulți care au câștigat gheata doar în total de 4 ori și un jucător sau mai mulți care au câștigat balonul de aur de 2 ori. Cam astea sunt obiectivele noastre și regula, știți care, 2 transferuri per sezon. Și acum hai să trecem la echipă să vedem cum arată. Eu am modificat-o puțin pentru că a trebuit să mă puțin cum arată echipa. Am și mutat-o în Liga a doua a Angliei. So, cam așa va arăta echipa. Eu zic că arată destul de bine, cu Mitrița aici pe stânga, Ivan, Câmpan, l-am băgat pe Bayram în primul 11, mi s-a părut mai ok, pentru că Crețu, bătrân, 31 de ani, Mateu, tot la fel, 33 de ani, bătrân. Și am zis că îi folosim pe aceștia. Și jucătorul pe care îl voi alege eu pentru a-l păstra 10 sezoane la această echipă și să fie în primul 11, cred că o să fie Bayram, să fiu sincer. Bayram are un overall destul de bun, 66 overall, poziții interesante că am un left mid și striker și 20 de ani pentru el, de ce nu e, adică e perfect, e ce trebuie nou. Pentru primul sezon, hai să vedem unde putem să îmbunătățim echipa și eu cred că ar trebui ca în primul sezon să luăm prima și prima oară un portar bun. Iar apoi poate să ne ocupăm pe pozițiile în care avem jucători bătrâni, adică Bancu ar veni un left mai bun pentru că are 30 de ani. Deci o să încerc să găsesc un nou left back și un nou portar. E bine, și-a găsit doi jucători foarte, foarte buni aici. Un left back, 17 ani și 63 overall, și un portar destul de bun, 69 overall și 20 de ani italian. Arată destul de bine. Însă să ne coste ceva, de asta am vândut niște jucători, doi jucători mai exact, pe Lazar și pe Mateiu, și acum am venit 6 milioane. O să încerc eu să-i transfer. E bine, și un nou portar vine la echipă, vine pe suma de 3.500.000 de euro. Și left back-ul nostru de 17 ani vine și la echipă pe suma de 800.000 de euro. E bine, și acum cu portarul nostru și cu noul nostru left back, arată destul de bine echipa. Însă s-ar putea să fie dificil, pentru că ține minte că suntem în Liga a doua Angliei, deci va fi destul de greu. Totuși dăm simulare la sezon cu numărul 1 să vedem ce reușește să facă Universitatea Craiova în Anglia totuși. E bine, sezon cu numărul 1 s-a terminat, hai să vedem cum s-a descurcat echipa și arată destul de bine. 71 overall pentru Bayram, destul de bine pentru el, și pentru Oscar al nostru 66, foarte bine. Totuși hai să vedem ce a reușit să facă. Și se pare că Ivan a reușit 38 de goluri, wow. Ok, ok. Mitriță 14, destul de bine, și la asisturi Bayram cu 15 asisturi, asta zic, mă. Goalgetter, din păcate, nu e Ivan, e Walker de la Bradford. Bă, cât de aproape acolo. Totuși în ligă reușim acolo să trecem mai departe în primii 3, dacă terminam în primii 3 și am reușit cu 100 de puncte, trecem în EFL League 1 din primul sezon. E bine că avansăm din primul sezon, nu stăm foarte mult în EFL League 2 cu 100 de puncte, totuși. În Carabao Cup aparent suntem scoși de Rotherham cu 2-0 din runda a 3-a, dacă nu mă înșel, de a făcut egal. Iar în Carabao Cup aparent am ajuns până în quarter finals, unde ne-a scos de sigur City, na. Era culmea să o batem pe City, cu 3-1 a scos. Și în BSM aici Trophy am fost scoși la penaltiuri, direct din runda a doua, iar în celelalte competiții, da, nu am participat. În sezonul cu numărul 2, hai să vedem ce putem să facem la echipă. În primul rând am văzut că Marc Javagili ăsta, acest jucător de la Universitatea Craiova, a crescut destul de mult, 68 overall pentru el, așa că mă gândesc să-l băgăm în echipă în locul lui Căpățână. Eu zic că s-ar potri mai bine, să cred că da, trebuie să schimbăm formația, așa că am deja o formație în minte, adică aceasta, dar cei doi mijlocași ai noștri se vor transforma în Camă, nu în Cămă. E bine, și acum cele două transferuri, hai să vedem unde ar putea să intre doi jucători la noi în echipă. În primul rând mă gândesc la Mitriță, dar dacă ar fi să
să înlocuim, mai bine îl și vindem, pentru că sunt sigur că scoatem banii buni pe el. Dar mă gândesc să-l vinde și pe bancu, chiar dacă este bun el, totuși o scană aș vrea să prindă mai multe minute. Așa că pe Mitrițe și pe bancu o să-i vindem. E bine, așa cum bancu și cu Mitriță sunt vânduți, avem 26 de milioane și cu banii aceștia aș dori eu să cumpăr un left winger. E bine, și am găsit aici doi jucători foarte, foarte buni. Am găsit un right winger, nu un left winger, dar poate îl facem un left winger, pe nume Rooney, nu o să încerc să-i pronunț al doilea nume, și încă un mijlocaș, m-am gândit să o schimbăm puțin mijlocul nostru, Kendry Páez. Doi jucători foarte buni și ieftini. Bine, și în locul lui Mitriță vine un nou jucător pe nume Rooney pe suma de 11 milioane de euro. E bine, și de ce nu vine și un mijlocaș de rezervă sau titular de fapt la echipă pe suma de 8 milioane de euro. E bine, și acum cam așa arată echipa cu Páez aici, noul nostru mijlocaș, și Rooney aici pe poziția de left winger. Va trebui să-l fac eu un left winger ca să nu se certe aici cu Campanu, dar e ok, echipa arată destul de bine. E bine, și haide să simulăm și sezonul numărul de data asta în Liga 1 Angliei, în EFL League 1 de fapt, să vedem ce reușim să facem. E bine, sezonul numărul 2 s-a terminat, să vedem cum arată echipa, și arată destul de bine, toți aproape, au peste 70 fără de Oscan. E ok, ok. Mergem la echipă să vedem ce a făcut și se pare că a reușit 30 de goluri Ivan, foarte bine aici. Și noul nostru transferat Rooney, 22 de goluri, iar la asisturi este Bayram. Iar reușim, reușim, gata de aur să câștigăm cu 28 de goluri, let's go! Și surprinzător, reușim să câștigăm și EFL League 1, care se pune ca trofeu, pentru că am câștigat liga cu 100 de puncte totuși. În Emirat de Scap, totuși suntem scoși în runda 4 de cei de la Bournemouth, iar în Carabao Cup suntem scoși direct din runda 1 contra cei de la Barnsley sau ceva de genul, la penaltiuri. Iar în BSM Trophy suntem scoși de Salford la penaltiuri, din runda 2. Ok. Iar în celelalte competiții, da, nu am participat. În sezonul numărul 3, hai să vedem ce putem să facem la echipă. Prima oară vreau să mă uit la vârstă și după aia ne uităm și la overall-uri. E bine, și am verificat vârsta la majoritatea jucătorilor, însă doi jucători, da, nu prea stau bine. Exemplu, Markovic trebuie schimbat totuși, 71 overall, aș vrea să-l schimb. Ar mai fi și Vlădoiu, dar Screciu cred că ar cam trebui să plece la echipă, pentru că aș vrea să crească acest jucător care nu o să-i încerc să-i pronunț numele, eu cred că e mai bun. Și un alt fundaș avem la echipă, doar că nu este așa de bun, deci da. O să transfer eu un atacant de rezervă și un fundaș de rezervă sau titular. De data asta se pare că avem mai puțin bani, avem 17 milioane la dispoziție, destul de puțin, mai ales că suntem în Championship data asta. E bine, și am găsit un jucător foarte bun și tineri. Am găsit pe acest atacant Kovacevic și Lozano pe poziția de fundaș. Chiar destul de buni jucătorii, ambii 18 ani, 74 și 75 overall. Eu zic că sunt destul de buni, așa că haide să-i transferăm. E bine, și noul nostru atacant vine pe suma de 10 milioane de euro la echipă. E bine, și Lozano, noul nostru fundaș, vine la echipă pe suma de 11 milioane de euro. E bine, și acum cu noul nostru atacant și noul nostru fundaș, echipa chiar arată mai dotată și mult mai bine. Să vedem dacă reușim și sezonul ăsta să o facem, pentru că va fi destul de greu să avansăm din nou. Și data asta, dacă avansăm, trecem direct în Premier League. Deci da, trebuie să ne pregătim cu o echipă bună. Așa că simulăm sezonul cu numărul 3, să vedem ce reușește ce să facă Universitatea Craiova. Întrerup acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul. Și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Deja ne îndreptăm toți înspre 80 overall și echipa vedem că s-a desfăcut destul de bine. Kovacevic cu 23 de goluri și Rooney cu 21 de goluri și la asisturi Bayram cu 14 asisturi. Gata de ori, din păcate, nu reușim să câștigăm, este aici Ruiz cu 24 de goluri, însă Kovacevic pe locul 3 cu 23. Iar în ligă se pare că trecem mai departe, trecem în Premier League, mă, bine acolo, la egalitate de puncte cu Watford, care este pe locul 3, însă am bătut-o la gol averaj. În Emirates FA Cup, din păcate, suntem scoși în runda 4-a de cei de la West Ham, iar în Carabao Cup suntem scoși cu 1-0 versus Swansea, cred că așa se pronunță, în runda 2-a, iar în celelalte competiții, da, nu am participat. În sezonul cu numărul 4, astfel ce putem să facem în echipă? Clar, vrem să o bunățim pentru că suntem în Premier League, adică nu mai suntem în Championship, în Liga 2-a sau în Liga 1, nu contează, și clar avem nevoie de un nou right back, asta clar, și poate de un nou fundaș în locul Maldonado, pentru că are 28 de ani, de asta mă uit. Deci, da, asta o scăutăm, un right back și un fundaș. Și vedem că avem la dispoziție 48 de milioane de euro, bine acolo. Poate, cine știe, facem un transfer bun, repet.
E bine, și-am găsit aici doi jucători foarte, foarte buni, un fundaș de la Liverpool, olandez, regen probabil și cred că este Van Dijk. 17 ani pentru el, 22 de ani pentru acest right back, 80 overall și 77 overall. Destul de bun jucător, așa că haide să-i transfer. E bine, și un nou fundaș vine la echipă, Peters, pe suma de 13 milioane de euro. E bine, și Rivas, noul nostru fundaș dreapta, vine la echipă pe suma de 29 de milioane de euro. E bine, și uitați-vă la echipă, mult mai bine acum cu cele două transferuri, cu Rivas și cu Peters. Ne-am îmbunătățit defensiva, mai ales acum suntem în Premier League, unde știm că sunt Manchester City, Manchester United, Liverpool, echipe dure aici, însă să vedem dacă reușim să ne menținem și să nu retrogradăm. Așa că simulăm sezonul cu numărul 4, să vedem dacă reușim să facem ceva în Premier League data asta. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa. Și arată foarte, foarte bine. Uitați-vă doar cât au crescut jucătorii. Încă câțiva și ajunge la 80 plus overall. Iar la goluri se pare că nu prea ne-a descurcat așa de bine. 19 goluri pentru Kovacevic, 17 pentru Rooney și la asisturi este Paez de data asta. Bayram doar 3 asisturi. Iar la goluri clar este aici Haaland cu 31 de goluri. Va fi destul de greu să-l batem. Și vedem că supraviețuim. În Premier League totuși supraviețuim. 41 de puncte pe locul 13. Eu zic că e ok pentru un prim sezon în Premier League. Și faptul că n-am plecat, na, oricum nu mă așteptam să fiu un top 5. În Emirates FA Cup se pare că ajungem până în runda 6, însă suntem scoși de Arsenal cu 3-1, iar în Carabao Cup suntem scoși în quarter finals de Spurs, 2-1. Iar în cealaltă competiții, da, nu am participat. E bine, în sezonul numărul 5, hai să vedem ce putem să facem la echipă. Mă gândesc să schimbăm doi jucători destul de importanți la echipă, adică Screciu și Campanu. Doi jucători foarte, foarte buni, însă nu o să mai crească, au 26 de ani, o să facă 27 și acest mijlocaș defensiv o să facă 28. Nu cred că o să-i vând, cred că o să-i pun pe banca de rezerve, însă vreau să găsesc doi jucători mai buni decât ei. Și avem cu ce lucra, avem 43 de milioane, poate găsim ceva. E bine, și-am găsit doi jucători aici foarte, foarte buni, un right winger care are cea și overall, însă are 20 de ani, diferență față de right winger nostru, și un mijlocaș Mancini, 20 de ani, 80 overall. Haide să-i transfer rapid. E bine, și acum cu noile transferuri, Mancini și Gomez în dreapta arată mult mai ok echipa, mai ales că Gomez sunt sigur că o să crească la 80 plus sezonul acesta. Sper să fie așa și pentru Oscam, pentru că trebuie și el să crească. Așa că haide să dăm simulare la sezonul cu numărul 5, să vedem ce se întâmplă. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și se pare că arată foarte, foarte bine. Deja ne îndreptăm înspre 90 overall. Kovacevic cu 24 de goluri, Bayram cu 18 și la asisturi este Paez, ok, ok. Și se pare că reușim să câștigăm, gata, dar wow, wow, efectiv wow cum reușim să câștigăm. 19 goluri date de Kovacevic. E Haaland tocmai pe locul 16 și în ligă se pare că terminăm pe locul 7. E ok, ok, nu e un top 5, dar e ok. Poate sezonul următor reușim undeva pe la locul 5, locul 4, locul 2, poate. Însă totuși a fost în finala Emirates FA Cup, dar pierdem versus cei de la Manchester City cu 4-3. Iar în Carabao Cup ajungem până în semifinale, însă ne scoate West Ham cu 3-1 la general. Iar în cealaltă competiții, da, nu am participat, momentan. În sezonul cu numărul 6, totuși, hai să vedem ce putem să facem la echipă. Dar nu cred că la primul 11, primul 11 se descurcă. Hai să vedem pe banca de rezerve. Clar avem nevoie de un nou portar de rezervă în locul lui Popescu și poate un nou mijlocaș de rezervă, așa că, da, astea sunt cele două transferuri pe care o să le fac. E bine, și-am transferat eu repede un portar Baron și un mijlocaș destul de bun, Bustos, 78 și 79 overall, 20 de ani dacă nu mă înșel și 19, ba nu, tot 20, sunt destul de buni, o să intre bine la echipă ca rezerve, așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 6, să vedem ce se întâmplă mai departe. Sezonul cu numărul 6 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine, deja doi jucători care au ajuns la 90, ba nu, 3 care au ajuns la 90 plus și vedem cu Kovacevic, 23 de goluri este top goalgetter la noi și Rooney pe locul 2, iar la asisturi se pare că este tot Rooney. Gata de ori de data asta o câștigă Haaland înapoi, da, 28 de goluri. Însă vedem că în sezonul viitor vom fi în Champions League pentru că am terminat pe locul 2 în Premier League. Poate în sezonul viitor terminăm pe locul 1, cine știe. În Emirates FA Cup suntem scoși și tocmai în runda 3-a de Brighton. Ok, cu 1-0. Iar în Carabao Cup suntem scoși din nou de West Ham în semifinale, pă, cât de aproape. Iar în celelalte competiții, desigur că nu am participat.
În sezonul cu numărul 7, Hasenci putem să upgradăm la echipă, adică pe bancă de rezerve, că primul 11 zic că e bine. Oscar mai trebuie să crească și Gomez, am încredere în ei, chiar am încredere în ei. Pe banca de rezerve ne-ar trebui un right back sau un left back de rezervă și un atacant de rezervă ar merge, așa că astea sunt cele două poziții pe care le vom ocupa. E bine, și am transferat pe Singo pentru că am zis că Maldonado mai ține un sezon și joacă și pe poziția de right back și l-am transferat ca atacant de rezervă pe Jimenez. Așa că haideți să simulăm și sezonul cu numărul 7 să vedem ce se întâmplă. Sezonul cu numărul 7 s-a terminat, hai să vedem ce a reușit echipa și arată destul de bine, nu înțeleg ce are Bayram, dar arată destul de bine. La goluri se pare că a fost Kovacevic cu 30 de goluri, Bayram pe locul 2 aici cu 21 și la asisturi se pare că a fost Paez. Gheata de aur se pare că o câștigă aici Kovacevic cu 22 de goluri în fața lui Haaland. Și surprinzător reușim să câștigăm Premier League, bine acolo, câștigăm cu 80 de puncte. Și pe al doilea loc, uitați-vă, Manchester City. Da, și ne mirate să ficam, nu înțeleg ce se întâmplă. Pierdem din runda 4 de Cardiff. Cine sunt cea Cardiff? Cu 1-0. Iar în semifinale se scoși și în quarter finals, deci la Brighton cu 2-1. De data asta a fost în Champions League și vedem că am terminat grupa locul 2, la egalitate de puncte, cu locul 1. În round of 6 se pare că trecem de AC Milan, însă în quarter finals, da, ne scoatem Manchester City cu 5-4 la general și câștigă Leipzig. Ok. În sezonul cu numărul 8, hai să vedem ce putem să facem la echipă. Clar, în primul 11 nu cred că trebuie să facem nimic, poate pe banca de rezervă, adică poate, cu siguranță. Hai să aducem un nou left back sau un right back. E bine, și la echipa a venit Gertruida, care eu știu că e destul de bun și o să intre acolo de pe banca de rezerve și o să ajute primul 11. Echipa arată foarte, foarte bine și pregătită pentru acest sezon, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 8 să vedem ce se întâmplă. În sezonul cu numărul 8 în 2030, hai să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este... Ok, nu dau să cine este, cred că este un jucător cu un jucător al nostru. Se pare că este... Da, este Rooney, ok, bine, bine acolo. Rooney se pare că reușește să câștige. Sezonul cu numărul 8 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. 97-97 overall, wow, la noi în echipă. Ajung totuși a reușit să facă 43 de goluri Rooney. Merită balonul de aur, 43 de goluri. Nici Kovacevic deloc foarte underrated, 38 de goluri totuși, 38 de goluri. Și Rooney este și la asisturi. Iar la gheata de aur clar trebuia să fie Kovacevic aici cu 27 de goluri. Și se pare că reușim să câștigăm din nou Premier League, mă, let's go. Cu Universitatea Craiova cu 92 de puncte. Se pare că câștigăm și efectiv Community Shield la penaltiuri versus cel la Chelsea. Câștigăm și Emirates FA Cup contra cel de la Everton 3-2 și câștigăm și Carabao Cup. Wow, efectiv câștigăm tot. Până acum am câștigat tot. 2-1 versus cel la Newcastle. Haideți să vedem ce a făcut în Champions League, unde vedem că a terminat grupa pe locul 1 cu 16 puncte. Trecem de Salzburg, trecem și de Manchester United cu 7-0 la general. Wow. Și în semifinală trecem de Atletico Madrid cu 7-3 la general. Haideți să vedem că reușim să câștigăm finala versus cel la Dortmund 3 2, 1 și reușim să câștigăm cu 3-2, bate pe cea dormă și câștigăm UEFA Champions League cu Universitatea Craiova. În sezonul cu numărul 9, hai să vedem ce putem să facem la echipă. E bine, primul 11 arată foarte bine și banca de rezerve, da, și avem și jucători pe aici. Fii sincer, pentru acest sezon nu cred că avem nevoie de un jucător în plus, așa că uităm simularea așa, să vedem ce reușim să facem până la urmă. În sezonul cu numărul 9, hai să vedem cine a câștigat balonul de aur și se pare că este Kovacevic, ok. Cred că el este la comercial, dar să avem confirmarea. Ok, da, el este Kovacevic. Sezonul cu numărul 9 s-a terminat și el, hai să vedem cum arată echipa și da, încă nu avem un jucător cu 99 overall, însă avem două posibilități, ori Rooney, ori Kovacevic. Să vedem ce am reușit. Poate ce ești reușesc amândoi. În sezonul acesta se pare că Rooney a scris mai multe goluri cu 34 de goluri și Bayram cu 26 de goluri, iar la asisturi este Paez. Iar Gogetter se pare că este Rooney cu 24 de goluri. Și data asta se pare că nu reușim să câștigăm Premier League, data asta este City. Ok. Însă totuși reușim să câștigăm FA Community Shield 1-0 versus Liverpool. Nu câștigăm, din păcate, Emirates FA Cup este Liverpool și nici Carabao Cup este West Ham aici. Totuși reușim să câștigăm UEFA Super Cup 2-1 versus la Barça. Iar în Champions League trebuie în grupa pe locul 1 cu 12 puncte, unde mai departe trecem de Leverkusen, trecem și de Barcelona, iar în semifinale trecem de Paris Saint-Germain cu 6-1 la general, iar finala vom juca versus și la Liverpool. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. 3-2-1 și reușim să câștigăm 2-1 versus Sheffield Liverpool, batem în finala UEFA Champions League și câștigăm al doilea nostru Champions League. E bine, și în sezon cu numărul 10, în sfârșit am ajuns în sezon cu numărul 10 cu Universitatea Craiova și avem echipa foarte, foarte bună și pe banca de rezervă și în primul 11 clar. Însă acum am observat, what?
portarul nostru a ajuns 99 overall. Ok, cred că este prima oară, efectiv prima oară când un portar, nu un jucător, cum ar fi striker sau mijlocaș, ajunge la 99 overall. Deci am bifat acel obiectiv. Puțin ciudat cum au crescut jucătorii, deși știu că le-am dat destul de bine different planul, dar totuși, echipa arată perfect, n-am ce să spun, decât haide să câștigăm din nou Champions League, așa că simulăm și sezonul cu numărul 10 să vedem ce reușește să facă Universitatea Craiova în Premier League. În sezonul cu numărul 10, hai să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este, și cred că este Rooney, dacă nu mă știu, oricum, el câștigă balonul de aur, Rooney este, haide, arată-mi. Și da, se pare că este Rooney. Cred că al doilea balon de aur al său. Ultimul sezon s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine, însă tot portarul nostru cu 99 overall a reușit, restul nu prea. Kovacevic este goalgetter la noi în echipă cu 39 de goluri, iar la asisturi este Paez. Iar goalgetter se pare că este Isaac, ok, I guess, 24 de goluri. Iar în Premier League din nou nu reușim să câștigăm. Wow, ce se întâmplă? La ce echipă avem treaba să câștigăm tot? Câștigăm Manchester City la un punct diferență. Iar în Emirate SF Cup este din nou Manchester City. Iar în Carabao Cup pierdem în finală versus cel la Brentford, pe bune. Totuși reușim să câștigăm în UEFA Super Cup versus cel la City cu 4-2. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 16 puncte. Unde mai departe dăm de Ajax, pe care o batem cu 7-1 în general. Mai departe trecem de Juventus. Iar în semifinală reușim să o batem pe Real Madrid cu 5-3 la general. Iar finala vom juca versus la Barcelona. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm din nou finala Champions League. De când am intrat în Champions League, numai finale, finale peste finale peste finale. 2-1, câștigăm din nou Champions League. E bine, și cam astea au fost 10 sezoane petrecute alături de Universitatea Craiova. Sper că a plăcut foarte mult, am încercat să fac transferuri și să nu iau de pe free agent, gen pe gratis. Eu zic că am făcut o treabă destul de bună, obiectivele am completat clar. Nu uitați în comentarii să mai lăsați idei de videoclip. Dacă v-a plăcut, să apăsați acolo butonul de like, să vă abonați, să activați și clopoțelul. Eu am fost Unreal Byte, v-am pot. Pa, pa!